Alice, după cum poți vedea, te-am adus din ăla concurs de construit. Este un concurs mai interesant, tematica tot de iarnă, evident ca în ultimele două, dar ce părere ai tu? Ce crezi că o să facem noi astăzi, Alice? Bă, Rafaele, eu sincer să zic, nu mai am idei, că deja am făcut cam de toate. A, pe asta e adevărat, adică am făcut foarte multe chestii de iarnă, dar, bă, Alice, sunt foarte multe pe care le putem face, nici eu nu mai știu ce am putea face. Vreau ca oamenii să scrie acolo în comentarii ce vrei să facem data viitoare, dar astăzi, Alice, facem nu versus pro și fii atentă, ce o să facem noi astăzi? O să rămâi plăcut, surpriză, este ceva asemănător cu o casă de zăpadă. Ce ar putea să fie? Ia citește tu aici. Ce scrie, Alice? Ia citește tu frumos așa. Iglu. Iglu, bă, Alice, bă, dacă tu nu știi să citești, bă, Alice, tu nu te duci pe la școală, că de fiecare dată când te-am pus să citești, tu ai citit așa, nu știu, parcă nu știai. Deci astăzi, Alice, facem iglu de nu versus pro. Rafaele, alo, păi da, tu n-ai uitat că ce, la școală, nu m-ai mai dus la școală de câteva luni și tu te aștepți să știu să citesc. Păi da, stai puțin, eu trebuie să te duc la școală sau tu trebuie să te duci la școală, ia stai puțin. Păi da, dacă tu nu și Darisel nu mergeți la școală, vă așteptați să merg eu? Bă, nu știu ce să zic, Alice, dar fii atent, stai puțin, eu te-am adus aici, dar n-am luat căscuțele după mine, tu le ai cumva? A, am eu căscuțe, dar stai așa că înainte să începem, am ceva să-ți spun, de fapt am ceva să vă spun la toți și anume că mi-am deschis și eu un canal de YouTube și vă aștept acolo să vedeți că o să postez și eu din când în când. Mă, stai puțin, cum adică să-i deschis tu canal de YouTube și mie de ce nu mi-ai spus? Păi, da, vă fost surpriză, plus că l-a deschis recent. Ah, păi și ai postat ceva pe el sau? Bă, eu am acolo un videoclip pregătit, însă nu știu exact când o să apară. Ah, ok, deci tu, adică, da, am înțeles. Deci voi, oameni buni, abonați-vă, o să las linkul în descriere la canal sau în comentarii, o să vedeți. De fapt, cred că Alice o să lași tu acolo în comentariu la videoclipul ăsta să fii prima, să fixezi comentariul, să te vadă lumea cât mai ușor. Și voi trebuie să intrați, să-i dați subscribe acolo dacă vreți ca și Alice să posteze pe YouTube, pentru că poate să posteze și ea ceva interesant, nu știu, adică așa cred, dacă vă place, dar Alice, o susțineți acolo, dați-i subscribe și să scrieți acolo în comentarii că veniți de la mine când postează și a primul videoclip, pentru că Alice a zis că ai un videoclip, dar încă n-ai postat sau ce faci tu? Nu știu când o să apară, nu că nu am postat, adică nu am o dată exactă, dar dacă sunteți acolo pregătiți, o să știți. A, deci ok, abonați-vă acolo să aibă cât mai mulți subscriber ca să poată să dea drumul la treabă. Și Alice, bă, dar noi avem căscuță sau ai luat căscuță, că asta e treaba, avem nevoie de niște căscuțe, Alice, pentru că eu n-am luat căscuțele la mine și n-avem cum să ne auzim dacă noi suntem după pereții ăștia, tu acolo, eu acolo, cum ar veni. Am căscuțe, aștept aici două secunde. Ok, s-a cam întrerupt, sincer, cred că are ea niște căscuțe pe acolo, dar nu știu care a fost faza, dar astăzi o să facem un iglu de nu versus pro. De data aceasta nu vreau să o mai trolez, dar vreau să scrieți acolo în comentarii dacă vreți ca dățile următoare să o trolez cu... Gata, căscuțele, gata? Uite căscuța. Căscuța, gata, Alice, mersi, du-te acolo și începem iglu de nu, data prima, ok, gata, deci eu foarte, mă, ce facem asta? Ok, am înțeles, a plecat, acum vreau să vă spun în felul următor, astăzi facem un iglu, nu o trolăm absolut deloc, dar dacă vrei să trolăm pe Alice, mă gândeam să o trolez, de fapt să-ți spun că am trolat-o cam mult pe Alice, dacă vrei să-l trolăm și pe Darusel, că pe Alice am trolat-o prea mult și pe Darusel, săracul nu prea la, adică săraca Alice ar trebui să-l zice, pentru că Alice e norocos, Darusel e norocos, pardon, nici nu mai știu să mai vorbesc, dar da, scrieți acolo în comentarii dacă vrei să-l trolăm și pe Darusel la construit, cum am făcut și cu Alice, și acum hai să începem cu iglul de nou, să luăm materialele și să ne pregătim de treabă, abia aștept iglul de pro acolo unde o să facem cea mai șmecheră construcție, Doamne ajută. Bă, Alice, eu mi-am luat materialele, mă apuc acum de treabă, dar vreau, sunt curios dacă tu te-ai apucat și ce o să faci, dacă crezi că o să faci ceva șmecher, dacă așa un plan ceva șmecher, bine, acum sunt la runda de noob, dar mai e până la aia de pro, dar ce faci tu acum? Bă, eu am așa un plan destul de fain, aș putea să zic, dar acum să văd cum o să iasă. Ok, păi te-ai apucat de treabă sau nu? Eu acum am apucat, să știi, să de noob, nu o să fac ceva foarte complex, adică nu o să-i fac interior, o să fac doar cu zăpadă, nu o să pun chestii în interior, pentru că, bă, frate, este un dosar de noob, n-ar trebui să mă chinui prea mult. Ok, eu deja am început să fac aici bali și, bă, probabil cred că o să iasă ceva, ok, bine, e un dosar de noob, nu trebuie să fac mai mult. De fapt, dacă stau să mă gândesc, cred că l-aș lăsa așa, dar hai să mai punem niște chestii pe aici, să-l împlem și noi, totuși, punem și niște gheață pe aici, niște chestii, așa frumos, să pară totuși că e un iglu ăsta mai mișto, dar chiar dacă e de noob, știi cum zic? Bă, Rafaele, eu înțeleg acolo ce vrei să zici, așa, într-o idee. Ok, Alice, bă, uite, eu cred că l-am terminat, nu știu dacă îi mai fac ceva la, adică, cred că o să-i mai fac ceva de genul, nu știu, așa, la intrare, niște chestii din astea, așa, uite, o să fie intrare mai specială, ceva de genul. Bă, Alice, cred că ăsta este iglul meu de noob, nu vreau să fac mai multe chestii, pentru că eu, bă, e iglu de noob, dar la ala de pro vreau să fac ceva mai imens și cu interior super spertare, să fie ca o casă, mă, Alice, să te simți ca la tine acasă, regiește foarte frumos, mai ceva ca la tine acasă, să fie ceva și mai șmecher, dar eu am ajuns la jumătate, te aștept aici și vreau să-mi spui dacă mai e mult sau nu. Bă, Rafaele, mai am și eu aici puțin și vin la mijloc. Ok, vino, mamă, văd ceva pe acolo, văd ceva pe acolo, Alice, bă, Alice, dar vezi că mi se pare că faci tu niște chestii așa, bă, să nu faci ceva de pro, ok, să fie ceva de noob. E, da, mă, e de noob, cum da, adică? Ok, Alice, hai că te aștept aici și revenim imediat, Alice, cu
cu construcțiile, să le vedem, să le dăm note între ele. Să sperăm că de data asta, băi, Alice, eu aș vrea să vii la mine prima oară, totuși că nu e ceva foarte, foarte mult de prezentat. Sper că nici la tine nu e, pentru că este unul de nup, iar după aceea înălțim la alea de pro, abia aștept Alice, Doamne ajută. Scrieți voi acolo în comentarii cu cine țineți, cine credeți că a făcut mai frumos la runda de nup și la runda de pro și la toate rundele, cine o să câștige astăzi. Mamă, frate, uitați-vă busin, uitați-vă aici, dacă intru 100 de lei, ăștia sunt ai mei, 200 de lei pentru mine, numai pentru mine, foarte, foarte... Faci acolo, gata, am terminat, vrei să-mi furi banii, ce faci aici? Nu, 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 vorbeam, Alice, mă uitam așa cum o să-ți fug, cum o să câștig eu banii ăștia, nu o să-i fur, Alice, pentru că tu îi furi, dar eu o să câștig. Hai să mergem prima oară la mine, așa cum am zis, să-ți arăt ceea ce am făcut. Nu este ceva foarte, foarte bun pentru că e de nop, dar cam acesta este iglul meu. Vino mai repede, vino mai repede aici în față, Alice, pentru că, gata, asta e iglul meu, nu e nimic special, este un iglu de nob. Bă, Rafaele, păi ce ai făcut aici? Că abia dacă ai loc să mergi. Păi stai puțin, Alice, tu când faci un iglu afară, tu în viață, ai făcut vreun iglu în viața ta, da chiar? Păi, da, normal. Păi stai puțin, tu ai construit ceva în interior sau l-ai făcut foarte mare, ai putut, tu ai știut tu să faci, nu l-ai făcut de nob? Păi, nu, l-am făcut să am spațiu să mă joc. A, păi da, mă, da, Alice, mă, uite, ai spațiu aici, foarte, foarte frumos, mă, Alice, este un dăsta de nob, nu este de pro, hai să mergem acolo la tine, vreau să-mi spui ce note îi dai tu. Ok, este o notă rezonabilă, eu sunt mulțumit pentru că nu este ceva foarte, foarte wow, este, nu este nimic ieșit așa din, cu, ok, mă, Alice, ce mă ăsta, păi da, stai puțin, iglul e făcut din gheață sau e din zăpadă, Alice? Păi, da, tu nu știi că gen, dacă lași zăpada prea mult afară, de ce se face gheață? Păi stai, și ăsta nu se face apă sau ceva genul, nu se topește, și ăsta nu se topește, a, stai, ai zis că se face gheață, păi fii atentă, ai dreptate că într-un fel, da, că dacă altfel n-ar sta zăpada, dar, cred că ar mai fi trebuit să mai prânzi, dar oricum, bă, Alice, e ok, e ok, mie îmi place, da, nu știu, stau și eu tot un 7.50 sau cât mi-ai dat tu mie, vreau să decidă oamenii în comentarii care este de pro, adică de noob, pardon, care vi se pare mult mai de noob, adică mult mai șmecher pentru runda aceasta, și acum, hai, Alice, să treci în runda de pro, unde, chiar sunt curios ce o să faci, Alice, trebuie să facem ceva super, super șmecher, să ne impresionăm unul pe altul, ok? Ești mai rapid la tine? Am înțeles, bă, Rafaele, dar hai, treci odată la tine în teren, ce faci aici, gata, mamă, ce mă enervează, Alice, hai să treci la runda de pro, unde o să facem un iglu foarte, foarte mare, foarte, foarte șmecher. O să fac în partea asta, cred că o să iau deja de aici câteva materiale pe care le-am folosit aici, deoarece o să am nevoie și de ele. Și o să mă gândesc așa la o mică formă. Cred că mă gândesc să facem aici prima oară, să începem cu intrarea, care va fi o intrare ceva de genul acesta. Uite, dacă ne uităm așa, una, două, trei, patru, cinci, șase, șase blocuri aici la jumătate. Asta este jumătatea, avem două blocuri așa. Ai, cam aici o să vină intrarea și să vedem cum o să facem să fie ceva mult mai interesant. Și abia aștept să sperăm că o să fie ceva super, super mare. Bă, mă gândesc că ar trebui să-l facem mai mare ca să iasă șmecher, că practic este un dăsta de pro și cred că ar trebui să-l fac puțin mai mare aici, după aceea o să dăm partea asta ceva de genul fix așa, ducem în partea asta foarte, foarte frumos, în partea, de fapt cred că îl ducem de două de astea să-l facem cât, cât mai mare, ca să avem loc să ne desfășurăm aici în el, să fie practic un fel de casă. Acum ducem și în partea asta ceva de genul tot așa, după aici la fel și facem cam tot așa, asta o să fie intrarea practic aici la jumătate, asta îl punem direct așa, 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 așa și cam asta este intrarea, aici o să fie intrarea, bă, arată, nu arată foarte, foarte wow, trebuie să recunosc, dar este ok, este decent, mă gândesc eu ce să-i mai fac eu aici să arate cât de cât mai ok, uite, dacă îl fac așa, cred că ar da mai bine, dar da, bă, parcă într-un fel, nu știu, cred că e mai bine, dar trebuie să mai fac și pe aici niște de-astea, haideți că mă gândesc eu să fac aici, fac eu aici să mă gândesc foarte, foarte bine, să fac să fie simetric, să fie, să iasă totul bine și revenim imediat cu construcția, când o să fie forma genială după ce o să facem și interiorul, practic, unde să stăm acolo, pentru că asta este doar intrarea. Alice, eu am terminat iglul pe exterior, am făcut și o ușiță aici, dar nu știu dacă ar da totuși prea bine, adică nu prea îmi place intrarea pe care am făcut-o, dar cam așa arată, tu încă nu poți să vezi, abia aștept să vezi tot ce am făcut aici, dar să sperăm că totuși am făcut mai mișto decât tine. Și da, oameni buni, uitați-vă, cam așa arată iglul meu, intrăm aici în interior și ăsta este interiorul pe unde trebuie noi să facem niște chestii pe aici. Am să fac o ușă, dar nu știu exact dacă, cred că mai mult strică ușa asta, ceva de genul, cred că mai bine o dau jos, nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii dacă ar fi trebuit, uite, eu o dau jos acum, ales că nu cred că arată foarte, foarte bine, dar oamenii poate chiar ziceau, bă, Rafaele, poate chiar e mai șmecheră, vezi că arăta mult mai șmecher și vreau să-mi scrieți în comentarii dacă arăta mai șmecher, dar uitați-vă, cam așa arată fără și nu prea îmi place mie foarte, foarte mult cum am făcut, de asta mă gândeam eu, dar, bă, Alice, nu știu, cred că l-aș lăsa așa, nu știu ce să zic, mă ocup acum de interior, după văd dacă mai am să fac ceva prin
în afară și cam atât. Tu ce faci pe acolo? Acum terminam și eu aici acoperișul. Ah, ok, deci după te apuci tu de interior, să înțeleg, nu? Exact, exact. Păi bun, eu acum încep să mă apuc aici de interior, să mă gândesc cum o să fac, cred că o să fac ceva cu un tron. Hai că mă gândesc să-l fac direct, dacă mă fac așa un tron de gheață. Uite-mă că îți dau și ție, Alice, niște idei. Vreau să îmi spui și tu mie acolo totuși ce idei ai tu, ce vrei tu să faci pe acolo, cum o să faci tu? Bă, păi sincer să zic, nu prea am idei. Ah, nu prea ai idei. Băi, am făcut un fel de tron aici, dar nu știu dacă prea e bine, sincer. Nu știu dacă, de fapt, da, dacă îl duc mai așa ceva de genul, bă, arată mai ok. Uite, cred că acum, bă, cred că mai ok. Ah, fii atent, e un tron, de ăsta, nu e tron, este un, nu știu cum să zic eu ție, cum vreau să zic ție. E un fel așa de, nu știu, de pat, uite, un tron pat, cum ar veni. Ai aici patul, stai foarte frumos, te întind, stai frumos, pat de gheață, Alex, practic, oricum trebuie să folosim niște de asta de gheață, dacă stai să te gândești. Și cred că nu o să fac crafting-uri și chestii de genul, că mă gândesc că o să fac, uite, o să fac aici o masă, cum ar veni, de gheață. Și aici sunt niște scaune de gheață, știi la ce mă refer? Cred că înțeleg așa. Da, da, o să fac aici, bă, cred că arată bine așa viziunea mea, bă, vezi, chiar arată interesant totuși, cum am zis eu să fac eu aici, pentru că așa ar trebui să fie mai normal, n-ar trebui să fac, să pun crafting-uri sau chestii de genul, niște materiale din astea, pentru că ar trebui să le facem din gheață, ar arăta mult mai interesant, uite, pat din gheață, ăsta din gheață, facem și un televizor aici din gheață și chestii de genul, știi, Alice? Știu ce vrei să zici, dar sunt curios acum cum arată. Bă, mi se pare interesant. Am făcut, ca să zic, până acum eu am făcut patul, am făcut televizorul, am făcut, bine, televizorul ăsta zici că e Anvil, dar mă rog. Am făcut pe aici. Știi ce n-aș, era mișto dacă puteai să ai niște scări de gen scări de ice sau chestii de genul, știi ce zic? Ah, da, nu cred că o să bage cei de la Microsoft. Bă, ar fi o idee foarte bună să bagi cei care au Minecraft-ul, cei care lucrează la Minecraft să facă așa ceva. Dacă vă uitați cumva la clip, faceți asta bine, nu cred că sunt român, dar în fine. Hai să ne uităm pe aici, Alice. Bă, ce aș mai putea să mai fac așa de gheață? Îmi dai și mie o idee, nu știu. Cred că fac aici un fel de toaletă, Alice, nu știu ce să fac, sincer. Vreau eu să încă fac aici... n-am terminat exteriorul și vrei să-ți dau idei? Ah, uite cum am făcut și eu oglinda, Alice, am făcut niște chestii pe aici. Bă, cam așa arată, uite, dacă stau să mă gândesc, bă, arată interesant, aș putea să spun. Baia, cum ar veni? Și cred că ar trebui să mai fac, nu știu ce ar trebui să mai fac. Ce aș putea să mai fac aici? Alice, uite, cred că fac niște de-astea ca și cum aici, nu știu, să zic că avem aici să spui să faci mâncare, gen astea sunt furnale, chestii pe aici, habar n-am, nu știu, Alice, ce îmi trece mie așa prin cap aici, fac ăsta așa, niște rafturi, habar n-am, bă, dar nu știu ce aș putea să mai fac, cred că totuși ar trebui să apelez la niște chestii de genul acesta, să folosesc totuși, uite aici să facem un fel de carpet totuși, dar nu prea are sens, bă, nu știu dacă ar mai trebui să mai fac ceva de gheață, cred că ar trebui să apelez și la alte chestii, că nu prea pot să fac multe chestii de gheață, tu ce spui? Eu momentan tot igluul meu l-am de gheață, așa că... Ah, ok, interesant, dar nu știu, cred că mă apuc să pun aici niște lumini, ceva de genul, cred că iau niște lumini din acestea, iau și niște chain-uri, să fac eu aici ceva interesant, un candelabru, ceva, Alice, nu știu, văd eu dacă mi iese ceva aici, hai să ne uităm, deci dăm chain-ul ăsta în jos, punem aici o lumină cum ar veni, arată interesant, bă, dar nu știu ce aș putea să mai fac, vreau să fac mai multe chestii, Alice, dar nu știu, ai și tu așa vreo idee să-mi dai și mie dacă ți-ar place, nu știu, așa, să mă ajungi pe mine, cât de cât acolo, puțin să fie? Păi, n-am, eu momentan o să fac și eu acolo un scaun de ăsta de gheață, cum ai zis și tu. Mă copiez cum ar veni, nu? Nu, că nu-l fac. Nu, lasă că o să vezi tu, nu te copiez. Ah, ok, păi fii atent, uite, mi-a mai venit o idee și vreau să fac o chestie cum ar veni să ne băgăm așa noi în piscină, nu știu, să fie un fel de piscină aici. Bine, nu prea are sens, nu prea să vede aici, dar mă rog, în fine, nu știu, mă, Alice, nu știu ce aș putea să mai fac, sincer, adică aș vrea să fac multe chestii. Ah, fii atent, ia că nu, sau dacă pot să fac aici un iglu, să fie un om ceva, nu știu, fac un om de gheață, Alice. Mă gândeam să fac un om de gheață în afară sau ceva de genul, nu știu, să fac ceva, dar cred că o să fac mai multe chestii în afară, dar momentan ia să facem omul ăsta aici, dar nu prea e bine unde îl fac eu aici. Mă, nu știu cum să fac, mă, Alice, bă, nu prea, că trebuia să-l fac mai mare sau habar n-am, nu știu, tu cum faci acolo, ce mai faci pe acolo tu? Momentan acum fac podeaua. Da, faci podeaua, am înțeles, bă, nu știu cum aș putea să mai fac omul ăsta, dar ziceam eu, cred că o să fac ceva de genul așa, ceva mic, mic, nu cred că fac ceva mare, că n-aș putea, nu știu, cred că ăsta e, fac aici, are picioarele, aici are mâini, are niște chestii și cam ăsta e omul, bine, nici nu prea pare a om, dar în fine, Alice, nu știu, atâta la, nu, e o chestie așa, nu știu, zici că e o casă, habar n-am ce e ăsta, e un de ăsta, dar cred că mă apuc acum
să fac prin exterior, aș putea să duc așa un ornament așa de gheață, ceva de genul cum ar veni, avem gheață pe aici, nu știu dacă ar da foarte, foarte bine, dar mă gândesc să fac așa și probabil o să mai fac un fel de castel sau ceva, nu știu, hai să facem un fel de... fii atentă, am o idee, vreau să fac ceva ca și cum, nu știu, a dat un trăznet aici, de ăsta de gheață, direct în igloul nostru, un iglou meu, dar am făcut aici iglou. Ia să vedem, dacă dau ăsta așa, bă, arată interesant, aș putea spune, mai degrabă poate ar fi un fum de gheață cum ar veni, dar nu știu ce să zic mai mult de atât. Aș mai face o chestie aici, cum ar veni să fie un fel de pickings, de sabie, de ceva băgat așa în interior, nu știu, Alex, am niște idei, dar nu știu, mă, nu știu, nu prea îmi vin, am niște idei, uite, cred că las așa, bă, cam ăsta este igloul meu, nu prea am ce să mai fac, sunt niște antene, bă, mi se arată interesant așa, e drăguțel, dar nu cred că mai fac nimic altceva, că nu prea mai am ce să mai fac, tu ce mai faci pe acolo? Bă, uite, acum am terminat așa de pus podeaua și încep să fac aici lumina prima dată. Ah, ok, deci mai am mult de așteptat după tine, nu? Băi, am terminat, nu știu, poate mă mai gândesc să mai fac niște chestii, dar habar n-am, nu cred că aș mai face nimic, sincer, Alex, nu știu de ce, dar nu știu, nu mai am ce să mai fac, ia, cred că mai fac un fel de lumină aici, habar n-am, nu știu, Alex, aștept să termin, că eu am terminat, nu mai fac, uite, am mai pus o lumină aici și cam atât, nu mai fac altă chestie. Ok, lasă, că e bun dacă nu mai faci nimic, chiar foarte bun. Lasă-mă că mai fac aici un fel de castel, ceva de genul, nu știu, o formă de asta mai ciudată, așa, nu știu, te aștept, Alex, că n-am ce să mai fac, mai fac așa de plictiseală niște chestii până termin tu, mai fac aici, poate mi se ceva să-mi iasă mie mult mai șmecher, știi ce zic? Da. Ok, Alex, hai că te aștept pe tine, eu termin asta, văd ce mai fac și vin acolo la jumătate și aștept să văd ce ai făcut și tu, chiar sunt curios dacă tot stai atât de mult, poate faci ceva super spertare. Bun, cam așa arată ceea ce am făcut eu, tot acum mă duc la jumătate să vedem ce am făcut și Alex, uitați, am făcut aici asta, nu știu, am făcut tot ceva așa, la mișto, să mai fie aici, că n-a ce să mai fac și eu cât timp mai stau Alex aici să facă, că Alex stă o grămadă de timp, dar spuneți-mi voi acolo în comentarii dacă vă place cum am făcut iglul acesta și castelul acesta lângă iglu, ceva de gen, nu știu, l-am făcut așa random, nu știu, dar arată interesant, sincer, dar da, cam așa arată totul, ne uităm aici în interior foarte, foarte frumos, n-ar termina, am zis, bă, frate, hai să facem cu chestii de genul, să punem toate de gheață, pentru că până la urmă este un iglu, să respectăm și noi așa frumos, să nu facem cu crafting, cu chestii de genul, eu zic că arată genial, scrieți-mi acolo în comentarii dacă vă place, mă pun aici la jumătate și aștept să vină Alice să termine, să vedem ceea ce a făcut și ea. Mama Alice, în sfârșit ai venit și tu, bă, frate, de cât timp stau aici, asta aștept, n-ai idei, bă, Alice, pe bune, ce ai tu, ai făcut atât de mult? Păi am făcut un iglu mare, dar vezi că se văd acolo niște antene, ceva. Lasă-l, am văzut și eu la tine, mă, ce-i mă ăla? Opa, să mergem la tine, Alice. Bine, na, haide. Ia, mă, Alice, ce-i ăsta? Ia să vedem, ăsta este iglul tău, mă, cum arată el așa, bă, tot de gheață l-ai văzut așa, bă, nu știu, bă, știi ce seamănă ăsta, ce-mi pare mie dacă mă uit așa de la distanță, mă? Nu știu, zici că e un vapor, ceva, nu știu, dacă mă uit așa, zici că e un vapor, nu știu, scrieți-mi dacă visez eu sau dacă și vă vi se pare la fel, dar hai să intrăm înăuntru să vedem ce ai făcut, Alex, că ai făcut cam mare. Mamă, câte lumini ai pus pe aici și chestii. Mă, ce... Opa, mamă, fii atent, că eu nu mă fii atent, Alex, bă, eu nu m-am gândit la așa ceva, foarte, foarte bine gândit, cu urși polar cu animalele. Aici ce e ăsta? E tronul sau ce ai făcut? E scaunul meu regal. Ok, și aici este o masă. Bă, vezi că arată interesant și aici ce e? Masă de machiaj. Masă de mea. Ok, și urși polar, cum ar veni, sunt ursuleții, nu? Exact. Am înțeles. Bă, Alex, vezi că îmi place aici multe, multe paturi, cum ar veni, foarte, foarte frumos. Vezi că îmi place, chiar îmi place cum a ieșit, dar, bă, nu știu ce să zic, nu e, cred că, nu știu, dau o notă 8, dar știi care e faza? A fost multă muncă să faci asta, ce-i drept, îți dau, nu știu, îți dau 8, Alex, pentru efort îți dau nota 8. Aha, da, bine, hai să mergem la tine. Hai, acum la mine, de ce spărim pe aici? Ok, hai că intrăm pe aici, că Alex vrea să mergem pe aici. Alex, uite, cam ăsta este castelul meu, în dreapta, și aici este iglul, cel mai vechi iglu din lume, pe bune, Alex, e mai vechi decât altă 2000 de ori. Ia, mă, ia, că nu, aici e intrarea asta, așa, castelul ăsta, vai de capul lui, antenele alea zici că e pure și a venit soarele și eu am făcut o vizită. Cum adică a venit soarele, ce? Păi zici că era zăpadă peste tot și a venit soarele înăuntru și a făcut o vizită. Păi stai puțin, cum adică, păi uite gheață pe aici, cum să vină soarele când se topea gheața și nu se topește nimic? Păi da, uite-te la zăpadă. Stai, adică, nu înțeleg. Nu vezi, uite, aici e zăpadă, aici nu e. Pare că s-o topit. Păi asta nu e tot zăpadă, Alisa, și pe aici e zăpadă, Alisa. Cum adică, mă, nu e zăpadă? Tu nu vezi că e zăpadă peste tot, Alisa? Aici sunt straturi mai mari de zăpadă, acolo e zăpadă și e totul foarte, foarte frumos. Uite-te să-ți prezint. Aici este patul regal, cum ar veni. Aici este, nu știu, o statuetă, ceva. Aici este televizorul, aici o măsuță, aici și tu unde te pui pe veciul la toaletă, aici te machiezi și tu, practic, cum zici tu, cu machiajele, așa. Și cam atât, Alisa, nu știu, niște lumini pe aici, aici într-un fel de piscină, de ceva, nu știu, de pistă de asta, de alergat, de ceva, nu știu, niște chestii așa interesante, nu știu, ce părere ai tu de ce am făcut eu aici? Nu știu, bă, ce să zic, sincer, pare așa, hai
am să-ți dau, da, să mă ții minte pentru asta, am să-ți dau 8.50. 8.50? Adică e mai bine, adică eu ți-am dat 8.50? Păi și uite și castelul ăsta, ce părere ai tu așa de el, Alice? Ăsta, mai bine nu mi-l mai arătai că poate-ți cad din el acum. Faci chestii pe care am înțeles. Alice, nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii cine credeți că a făcut mai frumos Alice și da, bă, păi, nu știu, putem să zicem că e un fel de egalitate, habar n-am între noi, nu mai știu exact, cred că i-am câștigat pentru că mi-ai dat 8.50 la asta, Alice, dar știi care este faza? Vreau ca oamenii să scrie acolo în comentarii pentru că eu o să-l decidă și Alice, ne vedem data viitoare, mi-a plăcut, a fost cât de cât interesant, n-au fost foarte multe lucruri de făcut la el pentru că adică puteam să fac dacă voiam eu să fac, dar am zis, bă, frate, hai să folosim zăpadă și gheață pentru că așa ar fi mai respectuos, așa să folosim, nu știu, respectăm reguli, chestii, cum ar veni, iglu, până la urmă nu stăteam să fac ca și cum ar fi o casă normală cu chesturi, cu fârnale, cu chestii de genul, știi ce zic? Da, da, bine. Ok, mamă, i s-a făcut și somnul ales, nu mai e nimic. Noapte bună. Acesta este iglul meu. Iar acesta este al meu. Dacă vă place mai mult al meu, dați subscribe. Iar dacă vă place mai mult al meu, dați like. Scrieți acolo în comentarii alegerea făcută și ales. Bă, eu zic că eu am făcut mai frumos. Te-am pupat, ales, papa. Nu știi să te descurci, papa. Bă, cum adică? Lasă că vezi tu, că o să vezi toată lumea o să țină cu mine. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip. Iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.